În anumite zone ale țării, oamenii se pregătesc deja de Halloween. În stațiunea Sovata a început primul festival al dovlecilor, care are loc an de an. Peste 1000 de bostane au fost sculptați și vopsiți pentru a împodobi orașul, iar cei care participă au ocazia să guste tot felul de bunătăți preparate, evident, cu dovleac. Stațiunea Sovata este împodobită cu mii de dovleci. Bostanii sunt expuși peste tot, pe străzi, la restaurant și în parcuri. Semn că a venit vremea festivalului dovlecilor. Localnicii au reușit să-i surprindă pe turiști cu imaginația lor. Cred că doar în zona Sovatei am putea întâlni sărbătoarea dovleacului așa de vreme. Frumos! Ne place! Ne place foarte mult. E foarte plăcut aici. Condițiile sunt foarte bune. Știam de sărbătoarea asta și ne-a surprins plăcut. Într-adevăr, o idee foarte bună. Anul acesta, festivalul este organizat cu restricții. Nu vor fi concerte, dar restaurantele vor fi deschise. Astfel, cei care ajung aici pot gusta din preparate pregătite din dovleac. Pe lângă supa cremă, în meniul restaurantelor există și rață cu dovleac. În 2019, la ultimul concert, chiar am fost foarte popular acest festival. La ultimul concert am avut undeva în jur de 10.000 de oameni. Din păcate, anul ăsta, cum am zis, situația actuală ne-a lăsat să organizăm în condiții normale. Dar și anul ăsta ne-am pregătit cu 1.200 de dovleci. Ideea festivalului era prelungirea sezonului, deci noi, dacă punem în pachet și informăm turiștii despre acest program, atunci ei deja au și făcut rezervări, chiar dacă fac rezervări în ultimul moment, în ultima vreme, că asta e trendul. Cu ocazia acestui festival s-a dat și startul evenimentelor cu tematica Halloween.